Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Break-in, poate să fie și sfârșitul lumii, achizițiile supraevaluate din bani publici nu se opresc niciodată. Cred că și de apocalipsă o să fie unul care o să încerce să vândă ceva. E semn că ne revenim. Da. Ce ne revenim? Că nu s-a oprit. A, nu s-a oprit deloc. Primăria Constanța plănuiește să cumpere acum. E lansată oferta în sistemul ăsta de licitații, mă rog, de achiziții publice, electronice, alea, nu știu. Sistemul F5. Da, F5. Primăria vrea să cumpere coșuri de gunoi în oraș cu 700 de euro bucata de coș de gunoi. 3500 de lei. Lucru bun costă, Vlad. Măi. Dacă vrei să fie trainice... Taci din gură. E vorba de 400 de coșuri de gunoi pentru 1,4 milioane de lei, un mizilic de 350.000 de euro din banii constanțenilor, potrivit anunțului din SICAP. Și acum citez. La nivelul municipiului Constanța, relatează constanțadeaz.ro, s-a identificat necesitatea unor coșuri de gunoi de capacitate mare pentru amplasarea acestora în zone cu afluență mare de public, respectiv zonele din proximitatea piețelor agroalimentare, piațe de publice, zone de promenadă, zone de agrement. Asta e. Deci e nevoie de coșuri. S-a identificat nevoia. Și acum urmează șperțul. Și avem și caracteristici mai precise. Trebuie să fie așa înalt, de 1,20 m, cât să poți să arunci din șold gunoiul frumos, lățime 60 de centimetri, volum 130 de litri, capacitate efectivă 110 litri. Deci un coș mare de gunoi. Mare. Asta înseamnă 130 de litri, practic un tomberon. Da. Trebuie să fie, citez, confecționate din polietilenă rezistente la șocuri mecanice. Adică din plaștec. Să nu se spargă. Să nu ruginească. Scrie redundant. Din moment ce este din polietilenă rezistentă la șoc, nu ruginește. Moment. Hmm? Rebalamale. Balamale sunt tot de plastic. Nu merge. Se strică dacă îți dă plastic. Bine, atunci trebuie să fie... Au niște arcuri de metal. Ceva are okay. Din metal. Să nu necesite vopsire. Fiind din plastic, plasticul de principiu nu se vopsește. Să aibă pereții dubli pentru durabilitate și rigiditate, să aibă scrumiere sau sistem de închidere. Ca atare. Noi am intrat acum pe cel mai mare magazin online din România, site-ul respectiv, nu o să mai zic acum ce și cum, dar toată lumea știe. Acolo găsești tot ce vrei și ce nu vrei. La coșuri de gunoi sunt de vânzare peste 2000 de modele de la 200 de furnizori. Toate culorile, mărimile și materialele și așa mai departe. Și ca atare am aplicat filtre. Am pus să aibă mai mult de 100 de litri. Că e posibil. Pe litri, da. Să pui. Am găsit 168 de modele. 3 pagini de coșuri de gunoi. Cele mai scumpe și mai scumpe și mai scumpe sunt containerele alea pe roți, alea care se pun în spatele blocurilor. Uh-huh. Alea pe patru roți mari, așa, buduroaiele alea mari, cu capacele alea semicilindrice, așa, care sunt culisante. Uh-huh. Alea costă 1400 de lei bucata, dar primești 1100 de litri. Da, sunt prea mari. Da. Deci 1100 de litri, 1400 de lei, mult prea mult. Pentru ce dorește primăria, dorește 130-110 litri, mai delicat, mai nu știu ce. La 130 de litri, în schimb, mai scump de 150, mai scump de 500 de lei, n-am găsit nimic. E de asta se foarte și face mult licitație, am investigat. Să găsești ceva mai scump. Exact, e foarte bun. Bun asta. Băi, Luca, e genial. Deci, practic, licitația n-au se găsit nicăieri. Pe 3500 numai și atunci fac... Știfturi. Ieftine. Licitație. Băi, nu găsim ieftin. Facem o licitație. Cine are mai scump? Bine, asta ei știu deja cine are la 3500 de lei. Băi, nu poți să te duci, stai așa puțin, o să vină alegerile peste 2-3 ani, când o să... Nu poți să te duci în fața alegătorilor și să spui, bă, v-am luat niște ieftineli de pușuri de gunoi. Uite, care, uite, s-au spart, au ruginit, le-au vopsit unii. Da. Ce? Există coșuri de gunoi, am găsit totuși, după ce m-am investigat pe site-ul respectiv, 115 litri, deci acolo ar fi, da? Costă 1000 de lei. 115 litri. Am văzut poza, arată foarte frumos, sunt toate de inox, nu sunt de plastic, de inox. Acum în România nu știu de ce plasticul e mai scump ca inox. Se fură inoxul. Se fură. Costă 1000 de lei în loc de 3500. Alea pe care vrea să le cumpere. Trebuie să le sudez de stâlp că le fură, nu. Cele mai scumpe coșuri de gunoi de pe site-ul cel mai mare sunt niște tomberoane aurii de maneliști din inox. Mă rog, deci sunt tomberoane din inox. Tomberoanele sau maneliștii sunt maneliștii, din inox. Nu, maneliștii sunt normal. Nu, tomberoanele sunt taurii și din inox. Maneliștii sunt maneliștii. Astea vin cu tot cu scrumieră. Scrie fericire pe el. Da. Au 90 de litri. Costă 2499,95 de lei. Nici astea nu ajung, mă, astea de inox auriu din manelist, n-ajung la 3500 de lei. Pentru că știți ceva, bă, frate, în țara, nici maneliștii, de fapt, nu-și permit să dea 3500 de lei pe un tomberon de plastic cu capac.
Pentru că ei muncesc pentru banii lor, de fapt. Maniști, indiferent de părerea pe care o avem noi despre muzica lor, păi ei muncesc, nu fură banii aia. A, cantautorii te referi. A? Când spui maneliști, te referi cantautorii. La... Da, am înțeles. La cantautori. Da, da, da. Nu, domnii respectivi. Balăutari. Domnul Uraganul, că am înțeles că e domnul Uraganul acum. Acum n-ai de unde să știi ce are țancă. Dar nu plătesc taxe. A? A, nu plătesc taxe. Aia da. Aici da. Da. Dacă e să vorbim de... Băi, nene, totuși, hai mă, serios, cum o să dai 3500 de lei pe un coș de gunoi din plastic cu capac? În condițiile în care nu găsești mai scump de 2500 de lei. Dacă e ceva ce nu există, nu e normal, adică, încă o dată. Da. Dacă eu vreau, tu, spui tu, vreau o mașină de sticlă. Cum să dai atâția bani pe ea? Păi uite, dacă nu există. Nu, stai că nu, mașina, adică tu vrei mașină de sticlă. Nu, tu vrei o mașină obișnuită, dar care să fie foarte scumpă, că ei caută un tomberon de plastic, da, cu capac, dar care să fie foarte scump. Și asta mă enervează. Mă, dacă tot iei de... Adică vrei să iei 700 de... Nu știu, 400, pardon, 400 de coșuri de gunoi. Cumperi odată 400 de coșuri de gunoi. Și este oferta atât de mare. Bun, am înțeles. Bă, vrei să-l ajuți pe unul, faci și tu ceva, e prietenul tău. Bă, dar ăla chiar ar trebui să-ți vândă chiar mai ieftin, că iei de la el. Din moment ce sunt mii și mii de oferte de coșuri de gunoi în țara asta, ăla are și el pe stoc acolo 700 de coșuri de gunoi sau 400 câte are. Și vrea să scape de ele. Bă, cât tupeu să ai? Băi, ia-le de la mine și ți le vând mai scump. Bă, nu, bă, hai să sunt prietenul tău. Băi, ia-le de la mine și îți fac un preț bun. Nu așa ar fi logic? Nu așa ar fi normal totuși? Și aș înțelege, mă, hai mă, ia-le mă de la ăla. Când, bă, ți-ai luat, când ți-ai luat mașina, da, prima întrebare care a fost? Cât, bă, ai dat pe ea? Cât ai dat pe ea? Nu, prima mea întrebare a fost... Nu a ta. Când, când te-ai prezentat cu mașina și te-ai întâlnit cu Luca, Luca, ce te-a întrebat? Cât ai dat pe ea? Nu, nu m-a întrebat. Nu poți să-i spui, nu e... Zi, asta m-a întrebat? Acum, auzi, zici tu că nu ai spus cu 2-3 mii mai mult. Nu, dar serios. Nu, nu i-am spus asta. Nu, dar serios. Băi, când te duci să cumperi un lucru, mai ales dacă e scump, și ai posibilitatea de negociere, adică nu e preț fix, că nu te duci să negociezi la supermarket când îți cumperi pâine sau salam sau ceva. Dar când faci o achiziție mai importantă, te duci să-ți cumperi o casă, să zicem, sau o mașină, sau ceva de genul ăsta, mă, nu negociezi, nu te duci și încerci să obții un discount, să-i spun, bă, ce pot să fac eu pentru tine acum ca să obțin un discount? De ce râzi, mă? Că mă gândesc să-mi negociez și Pariserul când mă duc să-l cumpăr, să-l negociez ceva mai ieftin, că prea mai ai făcut poftă cu, bă, chestia asta. Să știi tu că în cazurile astea, prietenia costă, de fapt. Au venit două mesaje. Da. Cu titlul de inventar, că nu știm, nu sunt verificate informațiile, că la Iași ar fi costat, zice cineva, 5.000 de euro. Da, nu știm. Și sunt două mesaje, da, de la două persoane diferite, care spun că sunt niște coșuri inteligente. E competiție, cu noi, mă, pe orașe. Care au costat 5.000 de euro la Iași, bucată. La Iași acolo este un cuib de antreprenori în domeniul corupției. E domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean, pe care îl caută DNA-ul. E domnul primar Chirica, pe care îl caută DNA-ul. Când mai ai fost ultima oară la Iași? Ai văzut cum arată Palatul Culturii și tot complexul ăla din spate? Luca a văzut că a fost recent. Mă, nu poți să pui acolo un coș prost. Adică neinteligent. Dar nu poți să pui un coș de 1.200 de euro. Pui un coș de gunoi inteligent de 5.000. Vorbești cu el, îi zici... cu metraj, da, arunc și eu ceva. Și, dar nu crezi că coșul, face... coșul de gunoi inteligent nu e cam arogant cu cetățenii? Hai, nu, dar trebuie să... Vă rugăm frumos, de la Iași, dacă puteți să ne spuneți și nouă în câteva cuvinte cum se manifestă coșul de gunoi inteligent, că suntem chiar curioși acum. Da. Da, care e de existat, el există clar, că deja ți-am zis. Băi, răspund de la... Biște, 10.000 de lei. Hai că acum... Nu știm dacă e adevărat. Răspund de la dublu sau nimic? Asta e. Dacă acest coș poate să răspundă la dublu sau nimic, atunci cred, da, că își face bani. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.